Primarul municipiului Călăraș, Marius Dulce, ne-a vorbit într-un scurt interviu despre ultimele evenimente derulate la nivelul municipiului Călăraș, proiectele aflate în derulare și obiectivele pentru perioada imediat următoare. Domnule primar, aș dori să începem dialogul de astăzi, trecând în revistă ultimele evenimente legate de celebrarea zilelor municipiului Călăraș. S-au împlinit 426 de ani de atestare documentară și totodată a avut loc și nunta de aur, unde a fost sărbătorită împlinirea 50 de ani de căsătorie a cuplurilor cu domiciliu stabil în municipiul nostru. Au fost momente care altădată aveau altă amploare. Acum s-au desfășurat în contextul respectării restricțiilor anti-COVID. Care sunt impresiile dumneavoastră? Deci impresia mea nu poate fi decât bună, pentru că acest eveniment trebuia marcat, chiar dacă condițiile au fost mai improprii decât în alți ani. În sensul că știți foarte bine că procentul de creștere era foarte mare, indicele creștea. COVID-ul bate la ușă tot timpul și pandemia bate la ușă. Și atunci am încercat să marcăm acest eveniment prin aceste activități care le-ați văzut. Atât am avut un eveniment la Muzeul Municipiului Călăraș și am avut întâlnire cu mașinile de epocă prin Asociația Retromobil. După aceea, a doua zi, am avut întâlnire cu motocicliștii din Călăraș, iar în final, ieri, am încheiat sărbătorirea zilelor municipiului prin celebrarea celor care au împlinit 50 de ani de la căsătorie. Eu vreau să vă spun că am avut și oameni care au împlinit 53 de ani de la căsătorie. Da, a fost un eveniment fericit, oamenii s-au simțit bine în condițiile în care am respectat legislația în vigoare. În curând se va atinge primul an de mandat. Care ar fi obiectivele fixate și atinse? Ați stabilit planul de bătaie pentru anul viitor? Cu siguranță. Cu siguranță țin cont de toate doleanțele cetățenilor. La anul litere de lege, ca să spun așa, vor fi parcările, locuri de joacă și spații verzi pentru copii. Deci ne vom axa preponderent pe aceste trei: parcări, reședință, locuri de joacă. Da, pentru că și anul acesta am un plan și am început deja să fac locuri, să modernizez locurile de joacă. Vom pune tartan pentru ca copiii noștri să fie în siguranță, să nu se lovească. Vom schimba mobilierul de joacă și la anul acestea vor fi prioritățile. Deoarece anul acesta, așa cum ați văzut, am asfaltat foarte mult. Cred că ne apropiem undeva de, cred că am trecut de 14 km până la sfârșitul anului. Da, de asfalt, la anul vom începe cu parcările între blocuri, pentru că avem nevoie de parcări, locuri de joacă pentru copii și, de ce nu, să mai facem și locuri de fitness pentru adulți. Ați menționat de multe ori că una din prioritățile acestui mandat vizează refacerea infrastructurii stradale, acum și în contextul demarării proiectului de modernizare a străzilor prelungirea București și București, proiect finanțat din fonduri europene. Ați demarat deja modernizarea unor artere adiacente pentru asigurarea mobilității, mă refer la străzile Zefirului, Luceafărului, Plevna. Păi în planul meu de mobilitate urbană pentru a fluidiza traficul în Călăraș, era normal ca să intervin pe străzile paralele cu Bucureștiul, pentru că în momentul în care de la anul vom începe asfaltarea și vom începe modernizarea străzii București de la Tenaris până la Modelul, trebuie să creăm fluidizarea traficului pe străzile paralele cu Bucureștiul. Și asta am făcut. Așa cum se vede, dacă vă duceți din stânga în dreapta sau din dreapta în stânga, am făcut Zefirului, am făcut Luceafărului, am făcut, acum lucrăm pe Dumbravei. Nu ne vom opri până la sfârșitul lunii acesteia. Cred că terminăm strada Plevna. La anul, cu siguranță, intrăm pe strada Rahova, da, cum le va permite timpul, pentru că mi-am propus ca în fiecare an, la anul 2022 să fac strada Rahova, în 2023 să fac strada Viitor. Ba mai mult, am încheiat și cu cartierul Ceremag, a mai rămas o singură stradă
Avram Iancu, care nu am putut să o asfaltez pentru că nu am canalizare acolo și tot facem aceste schimburi, aceste diligențe cu Ministerul Transporturilor pentru că ne aflăm în raza de siguranță, să zicem așa, a căilor ferate și atunci ne trebuie avizul Ministerului Transporturilor pentru a interveni, pentru că dacă intervenim, noi se pare că suntem în zona de penal și atunci nu riscă nimeni. Dar în momentul în care suntem pregătiți cu aceste avize și ne dau aceste avize, suntem pregătiți ca să facem și strada vremea. Cred că până în luna octombrie terminăm și cartierul Farfuria de asfaltat. Dacă mergeți acum, am terminat, chiar ieri am terminat strada Titulescu, astăzi intrăm și pregătim strada Oituz, urmând să intrăm și pe strada Speranței. Un obiectiv asupra căruia ați insistat în această perioadă este bazarul Bic. În ce stadiu se află lucrările? Estimați că va fi gata până la finalul anului? Da, eu îmi doresc să terminăm bazarul Bic cel târziu până în 30 noiembrie, pentru că am promis la oameni că o să aibă niște condiții civilizate de comerț. Drept urmare, sunt în grafic acolo și dacă mergeți pe teren o să vedeți că chiar avansă. Eu zic că până la sfârșitul noiembrie să fim gata și să putem să începem licitația pentru locurile din interior. Din păcate, ritmul lucrărilor nu e cel așteptat în ceea ce privește piața centrală. Așa este, pentru că acolo avem o problemă. Constructorul, de fapt, are anumite probleme financiare. Nu pot să spun eu ce se întâmplă acolo. De fapt, el nu mai lucrează efectiv acolo de vreo lună și ceva, pentru că are probleme financiare. Se pare că ar intra și în insolvență. Ideea este că trebuie să găsesc o soluție prin care eu să termin această piață, să nu ajung la o licitație de rest de executat. Sunt lucruri pe care nu le controlăm noi. Încă o dată spun, primăria Călăraș a asigurat cash flow-ul necesar pentru construcția acestei piețe, dar din păcate nu am nimerit constructorul care trebuia și se întâmplă ce se întâmplă. Și vreau să spun, constructorul era dinainte să ajungem noi, acum un an de zile, la primărie. Cele două proiecte majore, cartierul Măgureni și respectiv cartierul Mircea Vodă, reprezintă probabil cele mai mari provocări ale acestui mandat. Ce soluții întrevedeți pentru ca locuitorii din aceste două zone să simtă că fac parte din acest municipiu reședință? Așa cum am declarat de fiecare dată, nu uit pe nimeni. Toate promisiunile pe care le-am făcut, le voi onora. Cartierul Măgureni, să începem de acolo. Într-adevăr, s-a creat disconfort, pentru că a trebuit să accelerez, să bag aceea, să facem acea canalizare menajeră și pluvială. Am încercat să fac cât mai repede, dar timpul ne-a fost potrivit, în sensul că au fost foarte multe ploi și n-am putut lucra și a mai venit după aceea și creșterea de prețuri. Și a apărut această stagnare a lucrărilor pentru că trebuia să se facă o renegociere și a fost mai grea aprovizionare a constructorului și atunci timpii de lucru s-au decalat. Dar eu zic că o ducem la capăt, o ducem cu siguranță și o să terminăm, iar în final o să avem și asfalt acolo, pentru că anul acesta o să scot la licitație asfaltarea Măgurenului cu clauză suspensivă și în momentul în care am finanțarea la anul, sper pe Engels, Aligni, da, pe PNDL3, da, atunci deja pot să dau drumul la lucru. Între timp terminăm și canalizarea. Același lucru se va întâmpla și pentru Mircea Vodă, pentru că este o provocare, dar vom scoate la licitație tot așa, cu clauză suspensivă. În momentul în care avem finanțare, atunci vom rezolva problema acolo. Nu vom lăsa aceste cartiere neasfaltate. De unde, de neunde, trebuie să avem soluții și să le asfaltăm, cu siguranță. Până în 2024 le termină. Estimați ca până la finele anului toate proiectele moștenite, mai ales cele cu finanțare externă, să intre în fază de execuție? Păi deja muncim la ele. Adică putem să vorbim de pietonalul de aici, din centru, pentru că suntem în faza de PT, s-a judecat, s-a terminat, am lucrat mult și la proiectul cu strada București, deja suntem în faza de PT, s-a judecat, urmează promenada, urmează, deja se lucrează la liceul Eminescu, deja s-a judecat și la școala 11 Tudor Vladimirescu. Sunt mai multe proiecte care s-au terminat și trebuie să începem în faza de proiectare, dar sunt un pic date peste cap, să le spun așa, pentru că au venit creșterile de prețuri și atunci trebuie să ne așezăm la masă să vedem cum găsim soluțiile salvatoare, ca să vedem cine va da diferența de preț la materiale în funcție de cât au crescut.
În următorii 2 ani, Călărașul riscă să devină un șantier. Există resurse, există timp pentru ca toată agenda dumneavoastră să prindă contur? Deci sunt foarte bine gândite aceste șantiere. De asta v-am spus că la anul o să intervenim numai în zona de blocuri pe parcări, locuri de joacă și locuri de odihnă, locuri verzi. Pentru că vor fi foarte multe șantiere și nu vreau să perturbăm viața cetățenilor. Și atunci le-am gândit foarte bine cum vom lucra în aceste zone ca să disconfortul creat să fie cât mai mic. PNDL 3, un program care a săvit multe patimi la nivelul puterii, culminând cu ieșirea USR Plus de la guvernare. Ar putea constitui o sursă serioasă de finanțare a proiectelor de infrastructură aflate deja pe lista de sinteză a CNI? Cu siguranță, pentru că CNI-ul nu mai finanțează la momentul acesta niciun fel de infrastructură. Și atunci tot ce a fost pe CNI vom muta pe PNDL 3 Anghel Salini. Acest lucru facem și noi, lucrăm deja la documente, le vom depune în termen și de aceea am spus, ca să fim cu un pas înainte, noi o să facem și licitații cu clauză suspensivă până vom găsi sursa de finanțare. Dar cu siguranță vom găsi sursa de finanțare și vom face aceste cartiere. Proiectul privind reluarea activității handbalistice prin promovarea unui nou proiect a intrat în cont de umbră. E limpede că se amână cel puțin cu un an, deoarece Liga Secundă e gata de start. Așa este. Au fost niște neînțelegeri. Noi suntem pregătiți, deja aveam bani în buget. Au fost niște neînțelegeri cu cel care încercam să coordoneze acest club. Din păcate, am primit, când am făcut adresă la FRH, da, la Federația Română de Handbal, am primit avizul că nu suntem încă înscriși acolo, drept urmare trebuie să mai așteptăm un an, dar cu siguranță la anul ne vom ocupa și de acest lucru. Care a fost cea mai mare provocare din primele 11 luni de mandat? Prima provocare și cea mai mare a fost să-mi onorez promisiunile pe care le-am făcut în campanie și asta am făcut. Deci am promis că voi asfalta cartierul Ceremac. L-am asfaltat, așa cum am spus, fără strada Avram Ancu. Cartierul Farfurie am spus că îl voi asfalta și îl termină anul acesta. Am terminat și mai am provocarea bazarului, care este pe ultima 100 de metri, că am zis că o termin. Și multe, multe alte lucruri, în sensul că trebuie să găsesc soluții pe toate proiectele europene, de aceea am și apelat la un împrumut, ca să putem să creăm cash flow-ul necesar pentru a nu sta în loc cu aceste proiecte. Acest împrumut ne va ajuta și în faza aceasta în care vom fi nevoiți să facem anumite plăți suplimentare pentru diferențele de prețuri la materiale. Care considerați dumneavoastră că ar fi prioritățile pentru anul 2022? Așa cum v-am spus, prioritatea pentru anul 2022 sunt proiectele europene, să le implementez cât mai repede și să stea în grafic, pentru că tot ce implementăm noi pe fonduri europene trebuie să le terminăm până în anul 2023 decembrie. Iar din bugetul propriu vom merge numai pe locuri de joacă și parcări de reședință. Pentru că asta cer cetățenii în acest moment. Suntem pregătiți la nivelul municipalității pentru valul 4 al pandemiei? Da, din punct de vedere administrativ, da. Noi am creat acest lucru, le asigurăm la școală în funcție de cerințele dânșilor, le asigurăm tot ce ne trebuie. Ar mai trebui și guvernanții să mai ne dea ceva resurse financiare, pentru că, din păcate, la ultima rectificare de buget, Călărașul nu a mai primit niciun leu. Pentru că s-a spus că am avut un grad de colectare destul de mare și atunci ei au considerat că nu mai avem nevoie de bani. Eu cred că toți avem nevoie de bani, pentru că vrem să dezvoltăm cât mai frumos și mai bine orașul.